Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. Pompierii vrâncene acționează în aceste zile pentru degajarea țurzurilor care s-au format pe marginea acoperișurilor. Potrivit legislației în vigoare, proprietarii imobilelor sunt obligați să îndepărteze cu forțe proprii acești țurțuri, însă majoritatea preferă să apeleze la echipele profesioniste de teamă să nu provoace accidente. După zăpadă, ger și gheață, focșănenii se confruntă acum cu un alt pericol, țurțuri. Aproape că nu există imobil în oraș, de-a cărui strașină să nu atârne amenințători, țurțuri, unii atingând o lungime chiar și de un metru. Așa se face că oamenii care trec pe lângă aceste imobile se pot trezi în orice moment cu un sloi de gheață în cap. De altfel, în februarie 2011, un tânăr de 19 ani din Focșani a suferit multiple traumatisme după ce s-a trezit cu un țurțure în cap. Oamenii spun că merg cu grijă, dar se tem cu atât mai mult cu cât trebuie să fie atenți nu doar la ce cade, dar și la picioare, pentru că alunecă foarte tare. Sunt, dar trebuie să fim atenți când mergem pe dreapta mai mult decât pe stânga. Cine crezi că ar trebui să-i curățe? Dăm și de aici ar trebui. Păi, dar ce să facem? Atâta zăpadă ce este, de unde atâta armată, de unde atâta? Da. Noi care suntem, așa să zicem, la o vârstă, de fiecare dată trebuie să te uiți mai mult la picioare. După aceea te uiți și în sus, să nu aluneci. Cine crezi că ar trebui să-i curețe, de fapt? Și locatarii, dar unde nu se poate rezolva că sunt și la înălțime mai mare, atunci bineînțeles că trebuie să intervină persoane care sunt autorizate sau chiar unii care într-adevăr se ocupă de așa ceva. Că se spune de fiecare dată că trebuie să avem grijă de cetățean. Și asta este cel mai bun lucru. Foarte periculos. Am avut mai de mulți ani în București o colegă care a murit din cauza asta. Dar bine, văd din Ceaușescu. Cine crezi că ar trebui să-i curețe? Păi lumea care stă aici, nu ei, trebuie să dea telefon și să cheme autoritățile, nu? Ceva la primărie, cred că. Pentru a îndepărta pericolul de pe blocuri, pompierii au început să acționeze încă de miercuri. Potrivit legislației în vigoare, constituie contravenție neînlăturarea sloiurilor de gheață de către proprietarii de imobile. În cursul după amiezii de ieri s-a înregistrat o solicitare în acest sens la dispeceratul nostru. Echipaje de pompieri militari cu autoscara mecanică și autospecială de capacitate medie s-au deplasat pe strada Republicii pentru degajarea țurțurilor formați la acoperișul unui bloc. S-a intervenit după ce s-a semnalizat corespunzător zona, astfel încât pietonii să nu fie puși în pericol. S-au intervenit pentru îndepărtarea țurțurilor care, pe alocuri, ajungeau de la etajul 4 până la nivelul 2 al blocului. Inspectoratul pentru situații de urgență poate veni în sprijinul reprezentanților asociațiilor de proprietari, cei care ar trebui să aibă în grijă îndepărtarea zăpezii depuse pe acoperișurile clădirilor, cât și a țurțurilor formați la acoperișurile acestora. Inspectoratul pentru situații de urgență nu are competență să acționeze în astfel de situații. Totuși, angajații ISU pot interveni însă doar în cazuri excepționale, când este pusă în pericol siguranța trecătorilor sau dacă mijloacele cu care intervine proprietarul sunt improprii sau îi pun viața în pericol. Locuitorii din sudul județului, greu încercați de viscol și ninsoare de două ori în mai puțin de o săptămână, se luptă acum cu nămeții din gospodării. Unii dintre ei, bătrâni și neajutorați, nu mai sperau că vor scăpa cu viață din coșmarul alb. Gheorghe Codrescu este unul dintre bătrânii care trăiesc în singurătate. Cei trei copii pe care îi are locuiesc în Brăila. Bătrânul spune că nu l-a uitat și vin în fiecare săptămână să-i aducă cele de trebuință. Acum însă, viscolul a închis orice drum, lăsându-l la mila vecinilor. Iarna grea nu-l sperie, numai că boala nu-i îngăduie să se miște și nu ar vrea să-i se facă rău și să nu aibă cine-i da măcar o cană cu apă. Alo! Alo! Bună ziua! Bună ziua! Cine, că m-am vecine să mă ajute, că am băieții la Brăila, nu pot fi. Mă temează la consiliu, azi, pâine. Nu e întâlnete în fiecare săptămână, e vine băieții. Să mă ajute pe toată săptămâna asta. Nici în familia Cernat nu este mai bine. Nea Vasile, care are 90 de ani, trebuie să facă totul singur în casă. Soția sa, de 87 de ani, abia se mișcă fiind foarte bolnavă. Ce să facem în dreapta asta e putere dumnezeiască, nu pot să spune. A trimis la primărie niște oameni care au venit pe aici și ne-a făcut cărare. Și ce era să mai fac? Dădeam un telefon și blocat. Anunțam și eu. Organele superioare, vă putea ajuta. Sănătatea ne trebuie. Da, aia nu se cumpără după piață. Știți care-i treaba. Am mai întâmpinat acum câțiva ani în urmă. Dar totuși am reușit așa cum a dat Dumnezeu.
ce să facem? Asta e situația. Cei doi bătrâni își pun nădejdea în Dumnezeu și în primărie, care ieri a împărțit pâine celor care au avut nevoie de ajutor. Două pâini au primit și Vasile și Paraschiva Cernat. Mălai, pâine ne-a lăsat și ajutoarele, două pâini. Și încolo, mai gine, dacă s-o face drum, mai ne-aș gine, băi, cine mă ajută, dacă s-o face drum, spune-se. Dacă ar fi fost vremea, mai cine știe cum, ei, totuși, mai găseam o crangă uscată, dar acum avem acolo un grăș. Acolo ce-o prezi și un cheașul ăsta, cât nu crezi că ne ajunge? Cam să zic că o două săptămâni, așa, să ne ajungă, da? Sunt din tăieți dintre astea verzi. Ce vârstă aveți? 87. Nici localnici în putere nu o duc mai bine. Iarna grea, viscolul și nămeții cât casa i-a împiedicat să-și facă treburile în gospodărie. Ion Cristian are vaci, cai și oi, care trebuie îngrijite de dimineața până seara. Omul spune că s-a speriat dimineața când a ieșit în ogradă. Adăposturile aflate la marginea satului, unde a troienit din greu, abia se mai zăreau de sub zăpadă. Nu, vă dați seama cum a fost. Zăpada a fost de 2 metri, a băgat aici pe ulița asta. Ne-a ajutat primăria, a venit, ne-a băgat acum vreo 3 zile, ne-a băgat o volă. După aceea, cu utilajele mele, am început să fac furajarea, am mai cărat zăpada. Am avut baluri băgați în grașile, dar apa nu mi-a înghețat. Primăria a scos toate utilajele la dezăpezit, reușind să degajeze mare parte din căile de acces. O mână de ajutor au dat și militarii de la garnizoana Focșani, care au lucrat până la căderea serii. Vrancea a trecut cu bine de primul asalt al iernii. Peste 3700 de persoane, sute de utilaje și autospeciale au fost angrenate în acțiuni de dezăpezire și salvare a oamenilor. Prefectul județului, Cătălin Popescu, se declară mulțumit de modul în care s-a acționat. În perioada 25-31 ianuarie 2014, prin intermediul numărului unic de urgență 112, la dispecerul integrat ISUSAJ s-au primit 1595 de apeluri de urgență, gestionate astfel. 469 de apeluri de urgență de dispecerii ISU, dintre care 70 s-au concretizat prin intervenții cu forțe și mijloace, 1126 de apeluri de urgență au fost preluate de dispecerii SAJ, dintre acestea s-au concretizat cu intervenții 836. În 40 de cazuri s-a intervenit cu dificultate, iar pentru a se putea ajunge la pacienți au fost solicitate utilaje de dezăpezire, fie de la administratorii de drumuri, fie de la serviciile voluntare pentru situații de urgență sau de la primării. 10 persoane au fost evacuate din localitățile de domiciliu cu ajutorul unui elicopter al Ministerului Afacerilor Interne și predate echipajelor de la ambulanță SAJ sau SMURT, care le-au transportat la unitățile spitalicești și la centrul de dializă. Mai multe persoane au fost transportate cu șenilate sau ambulanțele SMURT și SAJ, sprijinite de autovehicule de dezăpezire. Am avut implicații în toată această perioadă de 7 zile, 2479 de angajați mai, din care 528 de la EGSU, 281 de la jandarmi, 1657 de cadre de la Poliția Română și 8 de la Inspectoratul General al Aviației și am mai avut alte 1231, în care 144 de la CJSU, 66 de la comitetele locale, 145 de la drumuri județene, 254 de la drumuri naționale și aproape 600 de la Ministerul Apărării Naționale. Au fost foarte multe activități, foarte multe solicitări. Atâta timp cât lucrurile sunt în regulă, eu nu mă declar mulțumit de activitatea tuturor și fericit încă o dată pe toți cei care s-au implicat în această activitate. Acolo unde s-au mișcat mai greu, acolo unde au răspuns mai așa, mai calm, mai neimplicat solicitărilor noastre, am trimis oameni, am trimis specialiști, i-am ajutat, am identificat până la urmă pe cineva din Comitetul Local de Situații de Urgență care să fie dispus să se implice. Asta este mare noroc când ai echipe, nu te adresezi unei singure persoane și găsești pe acolo pe cineva care să se priceapă la și să vrea să se implice. Deci până la urmă am rezolvat toate problemele. Și sunt, într-adevăr, localități care au fost extrem de greu, cum să spun eu,
solicitate în această perioadă, nu spun Măicănești, Bălești, Ciorăști, zona aia de sud, unde a fost pericol. În prezent, toate drumurile naționale și județene sunt deschise circulației publice în județul Vrancea și nu se mai înregistrează localități izolate. Utilajele de dezăpezire continuă acțiunile pentru îndepărtarea stratului de zăpadă depus pe șosele și lărgirea carosabilului. Volumul de muncă al mediatorilor din cadrul Serviciului de Probațiune Vrancea a crescut pe parcursul anului 2013. În această perioadă au fost consiliate peste 300 de persoane aflate sub risc de recidivă sau care au fost eliberate din detenție înainte de termen. Serviciul de Probațiune Vrancea și-a derulat activitatea în anul 2013 cu un număr de 9 persoane, din care 8 sunt consilieri de probațiune. Cu toate acestea, anul trecut volumul de muncă aproape că s-a dublat. Din evidențele serviciului, rezultă că a scăzut infracționalitatea în rândul minorilor. În 2013 ne-am evaluat și noi activitatea desfășurată și considerăm noi că am atins parametrii necesari, scopul și obiectivele serviciului de probațiune, adică acele persoane care au fost în supravegherea serviciului în cea mai mare parte, într-un procent foarte ridicat, s-au reintegrat și un procent foarte mic, pot să-l și precizez, 1,67% au fost cazuri de recidivă din rândul persoanelor aflate în evidența noastră. În ceea ce privește activitatea de supraveghere a persoanelor condamnate menținute în stare de libertate, pe parcursul anului 2013, în evidența Serviciului de Probațiune s-a înregistrat cea mai mare creștere a cazurilor de supraveghere de la înființarea serviciului. Doar pentru un număr de 20 de cazuri, instanța de judecată a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, iar în două situații din cauza concursului de infracțiuni s-a dispus anularea sentinței penale, prin care s-a hotărât suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În ceea ce privește supravegherea persoanelor condamnate, aflate în stare de libertate în supravegherea serviciului de probațiune, pot menționa faptul că în 2013 am primit cel mai mare număr de persoane în supraveghere, 142 de persoane, astfel încât la sfârșitul anului ne înregistram cu număr de 342 de persoane în evidență. Acest lucru interpretăm noi că ar putea demonstra faptul că instanțele de judecată au deplină încredere în modul de punere în executare a hotărârilor judecătorești și că serviciul de probațiune duce la îndeplinire sentințele penale hotărârilor judecătorești până la finalizarea acestora. În anul 2014, atât pentru Serviciul de Probațiune Vrancea, cât și pentru întreg sistemul de probațiune din România, o adevărată provocare o va constitui aplicarea noii legislații în materie penală, care va fi aplicabilă de la 1 februarie 2014. De asemenea, Serviciul de Probațiune Vrancea va căpăta personalitate juridică începând cu luna februarie, ceea ce înseamnă că va trece din subordinea Tribunalului Județean în subordinea directă a Serviciului Național de Probațiune. Cu ocazia aniversării a 162 de ani de la nașterea marelui dramaturg Ionuca Caragiale, Casa de Cultură a Sindicatelor Leopoldina Bălănuță Focșani prezintă expoziția documentară intitulată Caragiale, viața și opera. Expoziția cuprinde momente reprezentative din viața omului Caragiale, precum și aspecte din activitatea literară și publicistică. Un capitol aparte îl constituie prezentarea afișelor de premieră ale celor mai importante piese de teatru, O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută de-ala carnavalului și Năpasta. Expoziția, deschisă în foierul instituției, poate fi vizionată până pe data de 12 februarie. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține rece, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat, temperaturile se vor încadra între minus 11 și minus 9 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă spartă de o seară cât mai frumoasă. La revedere!
Stimați spectatori, din nou în cabinetul domnului doctor Cezar Ursu, medic dentist. Bună seara! Bună seara! Despre ce vorbim azi? Astăzi vreau să vă vorbesc despre metodele de profilaxie dentară care se aplică strict în cabinetul somatologic. Și voi continua cu următoarele metode și anume mă voi referi în primul rând la periajul profesional. Acesta se realizează după fiecare detartraj efectuat, presupune îndepărtarea plăcii bacteriene vechi, ce nu a putut fi îndepărtată prin periajul dentar normal și se realizează cu o periuță circulară, cu o pasă abrazivă și această periuță se montează la micromotorul scaunului stomatologic. Deci este buzie și asta? Exact. Buzie, da? Dar puțin mai ușor. Este doare, neinvazivă, nedureroasă, îndepărtează complet petele și colorațiile vechi de pe suprafața dinților și este recomandată să fie făcut odată la 3 luni. Domnule doctor, vreau să vă spun și eu o revistă că, mă rog, o revistă de publicitate, că aparat de albirea dinților. Sunt diferite tehnici astea de albire a dinților, unele invazive, altele neinvazive. Periajul profesional este o tehnică neinvazivă, nu atacă smalțul, iar tehnicile invazive, la fel cum ați văzut și în acea reclamă, intervin asupra structurii smalțului. Și într-adevăr, se realizează o albire pe diferite grade, pe diferite nuanțe, dar are și efecte adverse. Asta vreau să întreb. Este, poți să cumperi așa? Eu pot să mă duc să dau telefon la o revistă oarecare să-mi trimite tot. E o chestie medicală. Se poate, nu? Se poate și așa, dar nu este recomandat. Nu este recomandat. Albirea dentară profesională se realizează în cabinetul stomatologic, sub supravegherea medicului stomatolog. Dar care ar putea fi efectele negative ale acestui aparat, care văd că căruia îi se face... Nu știu despre ce aparat este vorba, dar pot să intuiesc și aici aș vorbi despre efectele adverse ce apar și mă refer la sensibilitate dentară, eventuale colorații ce apar pe suprafața dinților, depinde cum este folosit acel aparat. Da, și eu cred că nu pot să, de nu știu, e voie să se comercializeze așa ceva, pentru că totuși stomatologia este o parte foarte importantă a medicinei, după câte îmi dau eu seama, nu oricine poate să-și permită să introducă fel de fel de substanțe, nu? Acum nu știu dacă este recomandat. Eu nu recomand folosirea acelui aparat, nu știu despre care este vorba, dar... Vă pot recomanda alte metode de profilaxie ce se aplică în cabinetul stomatologic sub supravegherea medicului stomatolog și aici aș putea vorbi despre airflow sau profijet numit și această tehnică presupune pulverizarea bicarbonatului de sodiu cu ajutorul apei și a aerului pe suprafața dinților și astfel și această metodă urmărește îndepărtarea petelor și coloraților de pe suprafața dentară și dinții vor căpăta culoarea lor naturală, neintervenind chimic asupra structurii smalțului și nedegradându-l. Și asta, bineînțeles, sub controlul strict al medicului. Sigur. Altă metodă de profilaxie dentară ce se aplică în cabinetul stomatologic o reprezintă sigilarea șanțurilor și fosetelor. Aceasta se realizează la nivelul premolarilor și al molarilor, relativ recent apăruți pe arcadă, deci la copii în jur de 12-14 ani și presupune evitarea stagnării alimentelor și totodată a microbilor și a bacteriilor în șanțurile și fosetele de pe suprafața premolarilor. Astfel se realizează obturații cu materiale fluide ce vor închide aceste șanțuri și fosete. Incidența cariei, dacă folosim această metodă de profilaxie, va scădea cu aproape 80%. Și ultima și cea mai importantă metodă de profilaxie este reprezentată de depistarea cariilor în stadiul lor incipient.
și pentru aceasta este nevoie de controlul periodic la cabinetul somatologic. Se știe că o carie descoperită în stadiul ei incipient, o carie superficială, este mult mai ușor și mult mai puțin costisitor în efectuarea tratamentului. Este mult mai ușor de tratat. Și mai puțin dureros, nu? Sigur, tratamentul. Sigur, se poate face și chiar dar fără anestezie. Dar spuneți și mie, vă rog, la dentist te doare? Că așa spune lumea, aoleu, nu mă duc la dentist că mă doare. Te doare sau nu te doare? Nu, la dentist nu mai doare. Nu mai doare, în ziua da de azi se lucrează sub anestezie locală pentru evitarea oricărei situații de disconfort și pentru evitarea durerii. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere, spectator. La dentist nu te mai doare. La revedere.